pentru că nu e capitalism. Deci piața către care trebuie să ne ducem e piața liberă. Nu trebuie să ne fie teamă de acest cuvânt piață liberă. În pentru că vrem libertate. Piață liberă și da, libertate pe propriu corp, pe propriu timp. Libertatea de de propriu timp. Libertatea asta se vorbea la un moment dat și se mai vorbim, da? Salariu minim, da? Toată lumea aici salariu minim, că intrăm în altă temă da. acum. Mă rog. Dacă tu ai niște portocale, fai o plantație de portocale, da? Și vinzi portocale la piață. E normal să vină statul și să-ți impună ție să vinzi portocalele tale, care le-ai obținut pe terenul tău cu munca ta, cu minim 15 lei? Plafonarea, da. Dacă tu, proprietarul portocalelor, vrei să le vinzi cu 10? statul să vină și să zică nu. Prețul minim la portocalele tale va fi de 15. E total anormal, nu e o idioțenie. E o idioțenie, corect? Da. Dar totuși, când vine prețul și statul și zice: "Prețul minim al timpului tău trebuie să fie ăsta", nimeni nu zice nimic. <laughs> Înțelegi? Deci această discuție nu are loc. Deci stabilirea arbitrară a unui preț. Omul salariu este prețul timpului. Al cui e timpul? Al cui e timpul? Cine e proprietarul timpului tău? Tu. Cine face prețul? Proprietarul. Și sigur îl pune pe piață și vede cine îl cumpără.